Propuse pentru închidere, exploatările miniere de la Lonia și de la Lupeni și vor continua activitatea. Recent, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a semnat un memorandum pentru continuarea activității de exploatare la cele două mine. În data de 15 septembrie, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, ne-a informat că a semnat memorandumul pentru continuarea activității la minele Lupeni și Lonia, în concordanță cu un studiu realizat de Institutul Polonez la indicația Comisiei Europene. Acest memorandum va fi aprobat în prima ședință de guvern și acesta va arăta direcția statului român în ceea ce privește funcționarea celor două mine în perioada următoare. Se arată într-un comunicat de presă emis de Sindicatul Muntele. Aceeași sursă mai precizează că în curând vor fi achitate și unele drepturi salariale restante. În ceea ce privește drepturile restante, imediat ce evaluarea pagubelor de la mina Lupeni va fi definitivată, vom primi sprijin pentru ca sumele aferente acestei evaluări să ajungă cât mai rapid în conturile Complexului Energetic Hunedoara și astfel să se înceapă plata drepturilor restante ale angajaților. Legat de Valea Jiului, s-a reconfirmat ca deziderat major realizarea Complexului Energetic Valea Jiului. După 1 octombrie vom demara un nou șir de întâlniri pentru realizarea acestei noi entități denumită Complexul Energetic Valea Jiului. Se mai arată în comunicatul de presa anterior menționat. Reamintim că subteranul minei Lupeni a fost inundat în această vară de puternicele revărsări de apă ce au avut loc în Valea Jiului.